Participanții argeșeni la Jocurile Olimpice de iarnă au fost primiți cu brațele deschise acasă. Antrenorul Iulian Păcioianu și sportivii Ciprian Darocții, respectiv Mihai Tentea, au susținut o conferință de presă în cadrul DJST Argeș. La Olimpiada recent încheiată, echipajul de bob, două persoane, format din Darocții și Tentea, s-a clasat pe locul 18. Pot să vă spun că povestea noastră a început în urmă cu 4 ani, prin Mihai Tentea, care... prin selecționarea sportului Mihai Tentea, care a ajuns în proba de monopop. În 2 ani de zile a ajuns pe locul 4 la Jocurile Olimpice de tineret, la din Lillehammer, 2016, un lucru foarte bun pentru sportul de iarnă, pentru noi ca club, pentru județul Argeș. Eu zic că orice participare la Jocurile Olimpice, că e de tineret, că e de seniori, pentru județul nostru este extraordinar. Cred că știți că calificările sunt din ce în ce mai grele și am fost foarte bucuroși că am reușit să ne calificăm cu un echipaj foarte tânăr. În 2017 mai am venit la Rov și n-am experiență, pot să zic, dar 10 luni de când practic sportul ăsta și la Olimpiada vă dă seama că am vrut să dau tot ce mai bun și să iasă tot așa cum de după. Ne-am dorit și s-a întâmplat. Emoții foarte mari, emoții. A fost puțin mai greu pentru noi să mergem acolo având doar 10 cobori la dispoziție, pentru că a fost o hârtie tehnică și au fost niște viraje cheie care puteau să te facă să pierzi foarte multă viteză, adică foarte mult timp până jos. Nu sunt cuvinte mari. Trei performeri ai sportului argeșean, dar chiar național și internațional. Am ținut neapărat să îi avem invitați pe reprezentanții Argeșului la ultima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, din mai multe considerente. Și anume faptul că, așa cum eu personal am relatat în presa de specialitate, din punctul meu de vedere, sporturile de iarnă, în general, nu se bucură, sau rezultatele sportivilor noștri care ne reprezintă în sporturi de iarnă, nu sunt mediatizate la nivelul performanțelor obținute.